Noroc, mă numesc Cornelia. Iuhu! Tu! Salut, mă numesc Alecu. Suntem împreună de un an și câteva luni. Da. Confirm? Bravo! Ne-am cunoscut într-o minunată lună de primăvară. Februarie 2011. Pot eu să zic cum ne-am cunoscut? Hai. În februarie 2010, inevitabil trebuia să ne întâlnim pentru că avem foarte multe cunoștințe. 2011, eu aș insista totuși. Da? 2011? Uh-huh. Eu, în seara în care l-am văzut, trecusem prin centru și îl văzusem pe posterul de pe primărie. Și așa mi s-a părut impunător și m-am gândit că formează un cuplu tare drăguț cu Stella. Și chiar în seara respectivă am făcut... Cuplu de televiziune, deci... Nu, eu chiar credeam că sunteți... Adică nu eram sigură că sunteți împreună, dar m-am gândit că, băi, uite, s-ar potrivi ăștia doi. Și în seara respectivă am făcut cunoștință, mi s-a părut ok, cu voce din asta de bas, care te cucerește și așa mai departe. Deși atunci eram concentrată la altcineva, dar eram conștientă de prezența lui în localul respectiv, sau unde ne-am văzut. Da. Într-un local. Deci a fost drăguț. Am început să fim împreună din teoretic mai, când eu plecasem la Cluj și el mi-a zis că o să mă aștepte și eu, bineînțeles, nu l-am crezut pentru că băieții spun multe, dar fac puține. Și am plecat la Cluj, a stat două luni așa în delir, știind că mă așteaptă respectivul. În momentul ăsta eu o las să vorbească pentru că i-a insistat că ia să vorbească tot interviul. Nu neapărat. O să fie scurte inserturi de ale mele când eu am să dau din cap, da sau nu, atât. Da, eu am să vorbesc tot interviul pentru că eu sunt vedeta relație, să se știe. Și am venit vara acasă, am început să fim împreună un an, da, deocamdată un an și ceva luni. Un an plin de excese, de emoții și de sentimente. Și deocamdată totul este bine. Ea a intrat ca un fulger, ca un vis împlinit, practic. Și confirmasem faptul că o visasem anterior. Visasem o siluetă a unei tipe care tocmai se potrivea cu imaginea ei. Adică era frumoasă, inteligentă, slăbuță, drăguță, așa, da? Era brunețică și cu un zâmbet fantastic. Ea, când intrase într-un local, eu nici nu am dat seama că intrase cineva, de fapt, da? Intrase, de fapt, soarta peste mine. Și momentul ăla îl simt și îl țin minte extrem de bine. E o chestie de răscruce în viață. Fiecare are momentul din ăsta. Când simți un schizis și o schimbare de ceva. Ăla a fost momentul potrivit. Eu nu țin minte sigur unde m-a invitat pentru prima oară, pentru că asta mai puțin conta. Țin minte momentele petrecute cu el, care au fost fantastice și repetabile și așa mai departe. Părerea mea nu s-a schimbat mult când am văzut-o pe ea după a doua sau a treia oară. Adevărul că iarăși reiterez faptul că ea mi-a cuprins toată existența mea și mi-a schimbat multe chestii din mine și m-a făcut mai puternic într-un fel. Pentru că asta este și sensul dragostei. Ea face oamenii mai puternici și mai conștienți de sine. Noi trăim și am trăit clipele astea fiindu-ne aproape unii de alții și aproape de noi înșine. Da, la mine la fel părerea nu s-a schimbat când am început să-l cunosc mai bine, deoarece până atunci îl vedeam așa la televizor ocazional și mă gândeam că uite, băi, ce băiat de treabă pare Alecu ăsta. Și în vârstă? Și în ochelari? Cum da, zice? Un pic îmbătrânești pe ecran, dar ăsta e riscul meseriei. Dar ferice de mine, pentru că imaginea lui de băiat cum se cade și băiat de treabă de la televizor a coincis cu imaginea din viața reală. Ea este un izvor pentru mine. Bine. Și zilnic sorb din ea și o redescoperă. Iar și iar. Și asta e cel mai important când îl descoperi pe omul de lângă tine. Da, și el e destul de imprevizibil și plin de surprize drăguțe de altfel. Deci și aș putea să-l compar ca un izvor. Da, nu vorbim doar de surprize, vorbim despre însăși faptul de a fi. Deci chestii elementare, o mișcare, un gest. Ele sunt absolut noi, unele pentru mine. Pentru că înflorește lângă mine asemenea unui copac care e în spatele nostru.
surpriza ei de bază este gestul ăsta la ureche și jumătate de zi îmi duc urechea stupată. Da. Deci ne surprindem reciproc. Și ale cu genul de om care face surprize, dar nu cu ocazii. Deci și de ocazii speciale, gen ziua mea de naștere sau când împlinim o lună, două, trei, zece, 20 și așa mai departe, dar îmi face surprize așa, când nu mă aștept. El știe care sunt ciocolatele mele preferate și am realizat că... Asta zona e sensibilă în ciocolatele. Da. Și am realizat faptul că îmi plac florile datorită lui. Deci până a fi cu Alec împreună, când un băiat îmi dădea flori, nu prea eram gândată. Dar Alec știe cum să... El are așa o modalitate interesantă de a ajunge la sufletul meu, în pietrit. Dragostea nu este o mare lină în care nimic nu se întâmplă. E ca... mai se mai întâmplă niște furtuni, fără de care nu există relație. Când ne supărăm, când suntem certați, ambii ne apropiem în același timp unul de celălalt, pentru că eu am mare noroc. Eu fac pasul mai mare, apropo. Da. Am cele mai mari. Alecu este... mai îngăduitor și mai bun la suflet. În privința supărării, Alecu este genul de persoană ca și mine, de altfel, pentru că noi ne supărăm... mai răbdător. Extrem de repede unul pe celălalt, dar ne și împăcăm. Adică ne trece supărarea. Certurile sunt inevitabile, deci hai să pornim din start. Ele sunt ca niște descărcări de energie negativă. Și dacă o ții acumulată în tine, într-o zi riști să răbufnească într-o atât de tare încât să nu mai reușești să scapi de această... Da, ceea ce vreau să zic Alec, că certurile este... Ceartă. Certurile sunt lucru normal în relația noastră. Sunt sănătoase, sunt mici și ar trebui să se certe mai des. Nu în sensul bun al cuvântului. Deci am un nickname pe care îl folosesc. Ele au evoluat. De fapt, ele sunt o grămăzenie. Sunt vreo peste 10 nickname-uri. Sunt toate luate din... filme, de filme, exemplu. L-am numit o lună întreagă Șaltai Baltai după ce a fost apus în buț. Ții minte? Și nu prea i-a plăcut nickname-ul ăsta. Da. Dar când îi zic George Clooney sau... Johnny, nu spune așa, niciodată nu mi-a spus niciodată. Deci ca să le enervez. Să fiu sincer, nu mi-a spus niciodată. Nu, dar chestia cu nickname-urile pentru mine e destul de... e o chestie destul de intimă și aș prefera să... E, șoricel. Și iepuraș. Da, și el. Ok. Sunt foarte multe. Nu, dar purcelul e cel mai folosit. Cel mai reprezentativ. Purcelul este animalul ei preferat. Da, eu am și o lănțișor cu purcel zburător. Deci este nebunit și am promis că într-o zi o să-i fac cadou un purcel. În loc de câine. În loc de mine. El inițial era la mine în telefon mătrăgune, însă mătrăgune era alături de mama și am trimis maica mea odată un mesaj foarte decent. Apropo, însă era destinat lui mătrăgune, ea m-a sunat și mi-a zis, băi, ceva nu e în regulă. După care l-am scris Oleg, pentru că numele lui este Oleg, nu este Oleg. Pașaport. În pașaport este Oleg. Și uneori nu mai și dezmerg, Oleașca. Nu, dar e un soi de intimitate când te numește după numele de familie, mătrăgună. Mie mi se pare, e extrem de intim când cineva te numește. El știe despre dragostea mea față de tricouri și de regulă mi-aduce niște tricouri extrem de ciudate și tâmpițele, pe care eu sunt nevoit să le port, din simplu... Nu, tâmpițele în sens mesaj. Sensul bun. În sensul bun, da. Mm-hmm. Mesaje sunt haioase. Dar ele sunt și simpatice, apropo. Și... te scurt? Nu mă. Pe mine mă enervează că Alec este extrem de gelos. Și este gelos chiar și în momentele în care eu nu-i dau motiv. Asta e agasant și el nu se controlează, nu se poate stăpâni și noi avem permanente discuții. Hai, Alec, te rog să te controlezi următoarea dată, să te abții și așa mai departe. Și el zice, da, bine, și cu următoarea ocazie asta ține, de egoism, da, și de posesivitate. Probabil. La fel, apropo, ea suferă de aceeași chestie. Dar mai puțin, la un nivel mai redus, te rog frumos. Dar pe mine mă enervează foarte mult Alec, cu el sporă. Simpatic, e ok să zic asta, dar sfără într-o manieră din asta insuportabilă. Și eu de regulă dorm foarte bine și foarte strâns și zic, băi Alecu, hai lasă-mă eu să adorm și pe aia pot să sforă. Dar el are prost obicei să adorme mai repede decât mine și așa să mă țină toată noaptea. Da, când merge vorba de bomboane, noi ajungem să ne batem uneori, la propriu. Și eu câștig, bineînțeles, că eu fac ochii dulci de regulă și el nu poate să-mi reziste. Deci nu încercăm să ne controlăm unii pe alții.
nici nu ne împărțim parolele. Eu cred că ea are viața ei personală, la fel, trebuie să respecti intimitatea ei. Și asta... Dar eu știu parola lui, Cornelia te iubesc sau Cornelia ești iubirea vieții mele. E simplu, e logic. De ce ea tot nu mă controlează? Sau nu e asta parola? De regulă eu îl mint când zic că mă duc la culcare, dar bine, asta e o minciună nevinovată și mai citesc sau mai stau pe Facebook și mă strădui să nu dau like-uri cuiva ca eu să nu mă prindă cu minciuna. Ha, te-ai dus la culcare, dar uite cu ei dat like. Ce înseamnă asta? El observă tot, apropo, el e genul de om care are ochi de vulturi și orice mișcare a mea, nu știu prin ce minune o vede. Te citesc, dragă mea, te citesc. Sunt ușor citesc. Te scanez din priviri și din gesturi. Dragostea Coalecu gustă a sushi. Serios? Și a Rafaela. Trecis. Are foarte... foarte multe gusturi. Dependență de ora, zilei, dimineții, dependență de lună. Acum ea gustă a căpșună, de regulă. M-am spălat, am făcut asta, și de aia. Uneori gustă piersici, alteori gustă mango. Ea gustă diferit. Gustă, miroase a măr din grădina bunicii mele. Uneori miroase a primăvară. Miroase a ploaie uneori. Hai, pupă! Asta prea demonstrativ, se pe bune, deci pe bune. Și încă genunchi. A, muș.